precum. Bun, trebuie să te întreb, da, pentru că și mie mi s-a părut aici că am luat o razna, toată lumea, presa, cel puțin câteva televiziuni, au vorbit despre vizita lui Florin Câțu ca fiind o vizită, da, istorică. O vizită istorică. Adică dacă ești președintele Senatului penibilul, și te întâlnești cu câinele luptă la intrare, chiar istorică. Vorbesc serios. Penibilul absolut. Adică să te duci acolo, asta-i atenție, nivelul. Mai ales când toată America era aici, pentru că Biden a venit la Bruxelles, s-a dus în Polonia, s-a întâlnit cu refugiații și în afară de... Bietul Dragnea măcar a dat și el, a dat mâna la un, acolo la o masă. La o masă, a ciocnit cu Trump, un de pahar. De ce este istorică această vizită? Este penibilă, este istorică din sens penibilului, știi? Adică să... A, dacă te duceai... Poți să te duci la un meci de NBA sau poți să te duci cu copiii la Disneyland și să zici, domne, sunt într-o vizită în America, dar e important, nu pot să vă dau detalii. Mulți făceau așa, politicieni români, nu vreau să-ți dau detalii, că știi și tu. Băi, am venit acum de la Washington și el venise de la Washington de la shopping. Dar nu spui oficial. Adică, domne, e ceva așa secret, că nu pot să vă spun cu cine m-am văzut. Dar să anunți oficial, în calitate de președinte al Senatului, în America președintele Senatului e vicepreședintele, adică e al doilea, e doamna Kamala Harris. După care să postez, m-am văzut cu un consilier. Dar nu puteți să te vezi cu consilierul, acum și consilierul dacă vine în România să-l primească președintele Senatului, mai rar. Adică e istorică, într-adevăr. De multe ori ne-am făcut noi de... Acum știi că vorbim de rău de Băsescu, mă, măcar Băsescu se ducea, s-a dus el de două ori în America, s-a văzut cu Obama de alea două ori. Nu poți. Dar spune-mi și mie, te rog, de ce presa a denumit-o o întâlnire istorică? Pentru că penibilul e la el acasă. Bănuiesc că este totuși o vizită organizată de o companie de lobby, că așa se face în America. Așa, și ce dacă? Și compania de lobby a avut bani și pentru România și pentru America. A dat și presei de aici să spună că e o vizită istorică. Poate. Bun, a avut loc o altă întâlnire istorică și un acord. S-a semnat un acord istoric între primarul Timișoarei Friț și primarul capitalei. Aia chiar o să pătimi. Că până la urmă Câțu vine că s-a dus, dacă nu se întoarce și mai bine. Dar chiar nu l-au luat aia cu băncile să dea banii acum în America? Că în America mi-e frică, am avut o amendă de circulație. Și te-au... Vai de capul meu până n-am reușit să o plătesc cu dovezi. Mi-a fost și frică să mai intru în America. Pe cât unul l-au luat că a luat banii aia de pe cardul de credit? Aia s-a prescris de mult. S-a prescris, ok. Bun. Acum însă am auzit o veste absolut teribilă. Și eu zic. Deci Nicu Șordan și cu Friț au dat mâna. Și o să avem, peste țară, o să avem în București căldură exact cum au cei de la Timișoara. Și în Timișoara o să aibă trafic ca în București. Tu îți dai seama ce veste minunată. Sau cum ea, fac cu articolul 5 din tratat, dacă la tași pe Friț sare Nicușor. Și au dat mâna peste țară. Măi, da, totuși, ferește. Asta arată... Și Clotilde unde e? Clotilde probabil că va semna și ea în curând, va fi o trilaterală. Deci va fi tripartit. Va semna în trei. Dar mi-a scris cineva când am postat asta și a zis, domnul Ponta, dar pe ăștia parcă i-a votat cineva, domne. Și pe cine? Știi tu? Nicușor și pe Friț. Confirm? Nu știu, cineva i-o fi votat. Ca să nu iasă firea, să nu iasă robul, da? Da. Umilință totală pentru Traian Băsescu. Uite, știri pe surse. RAPPS nu a avut unde să-i lase somația de evacuare, așa că i-a montat o căsuță poștală. Băi, deci RAPPS, că e casa RAPPS-ul și curtea, da? I-a montat o căsuță poștală ca să îndeplinească procedurile. Ca să îndeplinească procedurile. Vreau să mă uit aici la postarea ta apropo de cei doi. Deci tu crezi că Nicușor Dan, atât Nicușor Dan cât și ăsta Friț au fost votați? Deci, adică ai confirm? Sigur, de cineva i-a votat, nu? Deci tu știi asta, adică nu e... Nu știu, mă gândesc că n-am participat la numărarea voturilor, că n-am rucsac. Vezi că tu mă tot icuri, dacă avea rucsac mă băga Clotil Nicușor la numărarea. Dan, G4 Media, da? Nicușor Dan și Dominic Friț anunță colaborare între București și Timișoara privind sistemele centralizate de încălzire și traficul. Eu zic că e un pas mare înainte și... Totuși ei vor candida și în 2024, nu? Evident. Dacă mai facem alegeri. Eu zic să nu mai facem. Să Măi, asta mi se mandat. Pare foarte tare. Mi se pare foarte tare, dar mi se pare în egală măsură foarte tare, dar și fake news în același timp. Roman Abramovici suferă simptome de otrăvire suspectă. O știre potențial uriașă din Wall Street Journal sugerează, adică nu e orice fel de publicație, sugerează că oligarhul
și proprietarul Chelsea, Roman Abramovici, împreună cu negociatorii de pace ucraineni, ar putea suferi simptomele unui suspect. Eu cred că la el de pe otrăvire. Pe iaht n-au primit stridii proaspete și tu știi, stridiile vechi sunt o problemă. Păi, da, ai auzit de unul Tache Ionescu, da? Că de aici s-a tras. De la stridii? De la stridii, da. Da, era la conservator, n-ai de unde să știi, las-o așa, că tu ești la democrație. Da, eu sunt cu democrație, adevărat. M-ai făcut să vorbesc foarte mult în seara asta și am băut și apă. Spune-mi, te rog, vorbesc eu mai mult data cine, viitoare. Cine a făcut fotografiile celebre care au apărut atunci cu Elena Udrea și Bica la Paris? Habar n-am. Victor. Știi nu, stai că m-ai luat cu fotografii, mă gândeam, mă întreb de alte fotografii. A fost un scandal monstru în România. Adică, Da, mi-aduc aminte foarte bine. Păi era tot pe finalul mandatului lui Băsescu și băieții sistemul lăsaseră din mână. Nu cred că se reisie, cred că cineva privat, din câte știu eu. Cineva privat? Da. Păi, avem deci, firme private foarte bune prin țara asta. Fără să aibă cunoștință Serviciul Român de Informații. Orice, nu, atenție. În România, și ăsta e un lucru bun, nu o zic tendențios. Da. Orice firmă de pază sau orice firmă de detectiv sau orice firmă de paparazzi, normal că e un pic controlată, să nu ia razna. Mm-hmm. Dar alea mi se pare că au fost făcute de cineva privat, mm-hmm. adică o firmă privată. Potrivit surselor citate de Wall Street Journal, care de atunci a tot publicat o serie de tweet-uri, da? Pe tweet-uri făcute sau de fapt postate de grupul de jurnaliști de investigație, proprietarul și negociatorii Chelsea au dezvoltat simptome, inclusiv ochi roșii, lăcrimare constantă și dureroasă și la fel, cum să zic, roșeață pe față și pe mâini. Se spune că nu era clar cine a vizat grupul, dar că cei afectați i-au învinuit pe politicii moscoviți că au vrut să saboteze discuțiile. Oameni familiarizați cu incidentul au spus că experții occidentali care l-au analizat au sugerat că este greu de determinat dacă simptomele au fost cauzate de un agent chimic sau biologic sau de un fel de atac nimic de radiații electromagnetice. Ei, n-a înțeles. A înțeles. Cum să nu înțeleagă? Cine e Abramovici? Vladimir Putin a avansat grad liderul... l-a avansat pe Kadyrov. Uite, băieții își fac treaba, da? Vladimir Putin a avansat în grad pe liderul cecen Ramzan Kadyrov. Da. Dacă tot e un pușcat ucrainienii pe toți generalii. Care se află în Mariupol cu trupele sale. Deși informația nu a fost anunțată deci, de Kremlin, avem și informația asta. Deci tu spui acolo că... Zic că nu te-am lăsat să termini. Apropo de fotografii, că au fost făcute sau... Nu, au m-ai întrebat așa, mi-ai schimbat subiectul. Hai și spune-mi. Nu știam. Chiar nu știu, nu-mi place să vorbesc de lucruri pe care nu le... Dar în pivniță la prietenul tău, Sebastian Ghiță, a fost și Chioveș și erai? Da, nu n-am fost. Dar era acolo? Da. Adică ai mărturii. De ce această nebunie, dacă a fost sau n-a fost Chioveș și în pivniță la socrul lui Sebastian adică Ghiță? Adică când o zeiță coboară pe pământ... Poftim? Când o zeiță anticorupției coboară pe pământ și bea un șpriț taman cu corupții. Evident că e un fake, adică cum să spui că e adevărat așa ceva. Și când o face chestia asta în mod repetat, poza aia când fuma cu Dragnea, am dat-o eu că m-a enervat Dragnea. Uh-huh. Care ne tot explicat cum noi eram cu statul paralel și el lupta cu statul paralel. Hai. Și m-am enervat. Deci întâlnirile au avut de nenumărate... Bineînțeles. Unde? În diverse locuri. Cum? Nu numai la cramă, în vile de protocol și așa mai departe. Nu, păi și zeița? Păi se pogora. Se pogora? Se pogora. Of, 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 of. Sau se emana. Mi-a plăcut asta. Mulțumesc că... Eu. Sper că nu mă mai chem. Păi nu știu, am zis că pleci undeva, nu mi-ai spus destinația, o să aflăm în curând și dăm pe surse. Bine. Mulțumim, Victor. Vreau să vin cu rucsacul, dar mâine seară din nou la orele 18, o ediție specială aici la gandu.ro, mariustucă.ro și Facebook și site, mișcarea de rezistență.ro. Țineți aproape.